Mă și enervez acum, nici nu vreau să mai văd video ăsta. Nici nu vreau să mai văd video ăsta. Mă scoate din minți cu aia, literalmente mă scoate din minți. Mai bine mă uit la Dorian Popa, dracu. Mai bine mă uit la Dorian, ia uite. Dorian Popa, McDonald's Laponia, cel mai nordic Mac din lume. Perfect, asta vreau să văd. Dorian Popa în cârje, la Mac în Laponia, let's go. Cel mai nordic McDonald's din lume, fraților. Cine a... Ia, nene. Burger. Ia, uite, bă, frate. Cu pâine neagră. Hamburger vegan. Ce e asta, mă? Doamne, Dumnezeule. El Maco French Fries. Mac Cheese, fraților. Zici că e încă congelat, vedeți? Sau probe. Asian Crispy Chicken. Eu sunt picioarele goale în zăpadă dacă stai vegan. Și ce mizerie e pe jos și ce mizerie e peste tot. Îți cu lapte, îți cu vlog. Niște jegoși la poni ăștia. Dar unde, drag? A, în Norvegia, nu? Sau unde vine la poni? Laponia vine numai în peninsula scandinavă. Cred că trece și Norvegia și Suedia, nu? E în Finlanda? Ah, ok, bine. Aie, ce să, dacă nu știi, nu știi. Dimineața. Trezirea. Hăț, cu bună dimineața, fraților. Hăț, cu cea mai tare aventură din la... Nu mai da pauză la melodie. Hai să ascultăm melodia până la capăt, ca lumea. Și ce mizerie e pe jos, și ce mizerie e peste tot. Hăți cu lapte, hăți cu vlog, hăți cu bună dimineața. Ei! Trezirea. Hății. Hăți cu bună dimineața, fraților. Hăți cu cea mai tare aventură din Laponia. Uite, Laponia egal Norvegia, Suedia, puțin din Finlanda. Păi eu mănânc căcat. Ia stai, mă, nene. Ia stai, mă, nene. Mă iau după chat-ul. Mă iau după chat-ul meu. Dintre toți oamenii, eu mă iau după chat. Haide, brei. Aba nu, mă, e Finlanda mai mult. E Finlanda mai mult decât orice altceva. Că e paralela asta de aici, cumva, e vârful peninsulei, I guess. Da, e mare parte în Finlanda. Ok, bine, așa e, da. Ha, gata. Mă rog, aia e. Du-te că scot, harta. Laponia, îți cu filmarea din fața de la McDonald's, vă, oricât de nebunie ar fi, oriunde am merge lumea asta, dacă n-avem vlogul de la Mac, n-am făcut nimic, fraților. N-am găsit și un KFC, ce-i drept, ca să facem un El Clasico, giornuțule, dar ne descurcăm cu ce avem, pentru că așa ne-a învățat Doamne, și pentru că ne place de fiecare dată să venim și cu câte o informație nouă la pachet. El Clasico, Mac versus KFC, El Clasico. Respect, o glumă bună, ce pot să zic. Bă, dar ce pantaloni să știa? Zici că e un personaj din Apex Legends, dude. Am mai zis-o, dar mi se pare că are tot sensul din lume. Dorian Popa se îmbracă ca un personaj din Apex Legends. Samba, că nu e așa. Uite și tu. Uite la... Băi, deci nu... Vă rog eu, lăsați în comentarii ce abilități are Dorian Popa ca erou Apex Legends. Ca legendă din Apex Legends. Gibraltar, da, așa. Așa se simte. Da, pantalonii gen Dio, literalmente. Ho, mucate curnoca! Dacă puteți să ne contraziceți, vă rugăm să o faceți la comentarii. Însă, ce am aflat noi este că acum ne aflăm la cel mai nordic McDonald's din lume, fraților. Asta ca să nu credeți că am venit doar la un Mac așa. Deci, obiectiv vorbind, așa cum ne-au spus cei de la hotel, dacă între timp nu a apărut ceva mai nou, acesta din fața dumneavoastră este cel mai nordic McDonald's. Hai să-i vedem. Ce vrei, Gionuțule, te apropii? Konohitsida! Nu e frig? Păi nu e frig, nu știu. Eu fi și lui frig, dar poate se abține. Meniul. Băi, băiatule, dacă n-am umplut tava cu tot ce se putea umple, cu toate lucrurile necunoscute sau cel puțin nemai întâlnite de către noi, la noi în țară sau pe traseu, Gionuțule. Avem o grămadă de burgeri. McFist se numește ăsta, aici avem un... Am zis McFisting, McPun, Mac... Ok, bine, my bad. Tata Sovelius Limited Selection, aici este... Da, Rosie, exact așa și eu, da. Cocteau Twix, exact așa și eu, am înțeles, da. Uita, nu, asta e cutia de McFist. Cred că sunt surpriză. Tăiește să... Nu vrea să plece, Gionuțule. O facem noi să plece. Asta înseamnă că-s proaspeți dacă s-au lipit. Ăsta este great taste in every bite. Deci avem patru burgeri nemai întâlniți, fraților, pe care o să-i scoatem exact, uite așa. Așa. Vedeți aici pe fiecare dintre ei. Și... Bă, când o să se întâmple colaborarea dintre Dorian Popa și Lengel? Aș vrea, vreau Dorian Popa cu Lengel la Mac în Japonia. Asta aș vrea să văd. Ar fi super tare, frate, sincer. Chiar ar fi amazing. Îi șipuiesc. Mi-a luat Cori unul surpriză, ci că ți-am luat unul vegetarian. Sunt curios dacă te prinzi care este. Amara Jacksona? Care nu pare a fi ăla, că nu are carne. Păi mă prind imediat, uite. Tu sunt în stare să pun pariu că ăsta este vegetarianul. De ce? După culoarea cărnii, ia să vedem. Normal că ăla e. L-am ghicit? Sau nu mai știi nici tu?
Gioruțule, începem cu ăsta care este un burger cu pâine neagră pe care noi până acum nu l-am mai mâncat și care mi se pare că arată extrem de interesant. Se numește Ruiz, Gioruțule, așa că nu mai stăm pe gânduri și îl gustăm direct. Ia să vedem. Deci că o pâine cu secară sau nu e pâine de aia din făină integrală. Deci are Dorian linia părului în formă de dantelă, că așa i-a făcut la doctor acolo. S-a băgat doctorul de la clinica din Turcia, a intrat la creație de-aia. Dar vreau și cu cărniță, cu toți băieții. Nu am ajutor, ăsta nu am vrut să-l găsesc. Băgăm frână, ștergătorul, tăc, 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 tăc. Gustul nu-i nasol, dar nu înțeleg care-i faza fiată din chifla asta de jos. E foarte tare, frate, uite, ia să-i vând dacă se aude. Este de tare și de-a când am mestec, ia să-i vând dacă se aude. Nu se aude pe cameră, în orice caz, nu pot să zic că mă omoară gustul, pentru că ce este înăuntru este foarte bun, dar pâinica asta n-are niciun Dumnezeu, mă gândesc că este... Este, arată cumva ca o pâine care gen n-are drojdie din ea, nu știu, ceva de genul. Deși, nu știu, straniu, aia ar fi o lipie. Da, e într-adevăr ciudat, n-am să te mint. E fără gluten, cu siguranță, asta e clar. Ce zice acolo, măi, boaș? Q. Using cringe in all the wrong... Abilitățile lui Dorian Popa ca legendă în Apex Legends. Using Q este using cringe in all the wrong times. W e Philip Line AOE skull damage. E e passive rot creed aventus. Ultimata e Lambo quick attack și... Aru e Lambo quick attack. El a pus abilitățile ca în LOL. Te-am prins, boaș. Eu am zis Apex Legends și tu mi-ai pus abilitățile ca în LOL, omule. Ești de ăla de să joacă LOL? Fucking self-report. Literalmente self-report. Și ultimata e full Moncler Armor Body Suit Resistance. Absolut superb. Se numește Rugbrod. Pâine covor. Ce zice acolo, măi, omule? Rugbrod. Very common. Rai. Ți-am zis că e secară. Rai e secară. Ți-am zis că e pâine de secară? Merge mintea, știe mâncare din Danemarca, pâine de secară din Danemarca. Care ce... Este așa, ia de pe Wikipedia. Depending on the bread which is baked, the basic ingredients is rye flour will produce a plain old-fashioned bread of uniform, somewhat heavy structure, but the most popular versions today contain whole grains. Small amount of wheat flour, sugar or molasses. Da, mai uite, vezi că n-are drojdie. Cum v-am zis? E unleavened, cum s-ar zice. Efectiv mochetă, da, așa se simte. Bursting with rye, așa, sourdough. Ia uite, apă, cereale, flax seeds, așa. Așa. A, nu, are drojdie. Ok, are drojdie, my bad. Ok, are drojdie. Ok, ok, e crescută. Ok, e crescută. Bine, mă scuzați. Este din aia, gen, mai sănătoasă. Dar ce poate fi sănătos la semijul ăsta, dacă mă întrebați pe mine? Hai să mai luăm o gură. Și mai și niște note, fraților. Pentru că este primul, o să tatonez așa un pic, dar după gusturile mele mai mult de 7 nu pot să-i dau. Însă, mi se pare interesant de gustat pentru că este un gust al chiflei pe care nu l-ați mai întâlnit niciodată la McDonald's. Hai să vedem cu următoarele. Ia să vedem. Toți suntem la începutul de vlog, zic să-i dăm acum cu astea cele mai interesante. Se flambează Cori în spatele camerei acolo, avem un limited select. Cum adică se flambează? Se flambează Cori. Bro, that's like... Îi dăm acum... Ok. Cu astea cele mai interesante, se flambează Cori în spatele camerei acolo, avem un limited selection. Bulldog era să zic, hamburger vegan, mă, să-i zic bulldog, mă, de ce să-i zic? Mi-e doar de cheluțul, mă, mâncava jurița voastră, de-aia îi zic bulldog, mă. În primul rând, la o primă mână, deci chifluță moale, tot ce trebuie, înăuntru ia să vedem ce avem. Sălățuri, roșioare, cepuța mea roșie. Măi, nu știu, mie mi se pare, sincer, deși n-am încercat toate sandwich-urile adaptate la regiune, de la toate mecurile, știți ce vreau să zic. N-am încercat, dar le știu pe astea din România. Tot ce încearcă mecul să adapteze la regiune este oribil. Scuze, pare rău, dar așa e. Holy goddamn shit. Măi, ăla, cum se cheamă? Micii ăia de la... Micii de la Mac. Pă, uleu, Doamne, iartă-mă. Ce e aia, mă, mâncați-aș? Măi, ce e aia, mă, nene? The Covrig! Bine ai venit, mulțumesc, omule de Prime. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mac mici. Și mai era unul cu un sandwich cu ceafă de porc. Măi, oribil, dragi prieteni. Pot să zic, absolut oribil. Da, ăla cu sandwich-ul ăla cu hrean. Sandwich-ul cu hrean, mă, nene. Dă-o dracu de treabă. Deși e tare, aș vrea și eu să fiu șeful a să-mi dea bani McDonald's să fac niște sandwich-uri locale, adaptate la regiune. Vă dați seama că ia-ți bani adevărat să nu căcat. Mi-ar plăcea, cine știe, poate în viitor. Mac pepe lepe, taci din gură. Pepe lepe.
Ăla cu hrean e bun. Du-te, bă, coaie de aici, ăla cu hrean e bun. Du-te, te rog eu frumos. Căci căluț și asta e toată fenta. Cărnița asta făcută din alune sau din ciocan. Măi, carne aia, uite și tu, aia e carne, bă, vere. Uite și tu, cică carne. Ce e aia, mă, mâncați așa? Trăiți arție, nu te supăra. Ce e aia? Ce carne se face așa? Carne cu aia. A, e vegan? A, deci nu e carne. A, ok, bine, deci nici nu e carne. Mea roșie, căci căluț. Oana, bine ai venit, mulțumesc frumos de sub. Și asta e toată fenta, cărnița asta făcută din alune sau din ce ori face oamenii ăștia care nu înțeleg cum e treaba asta cu vegetarianii, v-am zis că cozi. Ah, ok, ok, da, e vegetarian. Camilioana oară, ia. Cum se numește asta? Domnul Mac Chipotle Grill Veggie, eu nu înțeleg. Norocul meu că este extrem de picant. Ce e foarte interesant și trebuie menționat la Mac Laponia / probabil Finlanda este faptul că orice variantă de burger are și... Îmi place mult de Dorian că gen, până și în hainele lui de cold weather, nu se poate abține să nu-și arate mușchi. Like, Ponia la Polul Nord, Dracula, la mama frigului acasă și și-a luat cea mai strâmtă, cea mai strâmtă bluziță de ski pe care a putut-o găsi. Bă, sincer, sincer, same. 100% absolut same. Respect, respect orice slut bro. Asemeni mie. E himbo energy, dar o respect. Și varianta vegetariană. Deci nu există numai un tip de burger vegetarian. Bă, vrei burgerul ăla? Noi ce-l facem și vegetarian. E super interesant că este mega chili. Au unii burgeri care au și varianta chili. Bă, da, nu înțeleg gustul ăsta, mă. Ce-i asta, mă? Ce-i asta, mă? Soia, moia. Scrieți la comentarii. Moia. Soia în gură. Moia. Dacă știți din ce se face carnea asta vegetariană, că eu nu pot să înțeleg. Dacă nu era chili, nici nu trecea clasa. Dar pentru că e chili, dăm un 6. Dar bun, simți cu indulgența acolo, geluțule. Respect. Pe mai departe, ca să spargem un pic ritmul, avem niște cartofi care se numesc El Maco French Fries, geluțule. Dar care, dacă mă întrebați pe mine, s-ar putea... Ai gen Putin? Cum adică El Maco? Ce e aia? N-am văzut în viața. Și El Ancient Vechi Mac Fries, pentru că mi se pare că arată ca de la Mac-ul de acum 15.000 de ani. Și ca să însortăm cum trebuie, am hotărât să folosim și 3 dintre sosurile necunoscute de la ei, Jonuțule. Deși dacă mă întrebați pe mine, ăsta seamănă ori a sour cream, ori a usturoi ceva. Da, cred că e usturoiul nostru de acasă, că eu recunosc culoarea, că eu mănânc usturoiul de la Mac. Arare ori când mănânc. Ăsta este un Mac Cheese, fraților. Ăsta cred că e un sos interesant. Dacă mă întreb pe mine, cred că e un fel de sos de cheddar. Și ăsta al treilea, Mac Fish. Jonusule, care trebuie să se potrivească. Ia uite ce frumos se asortează cu astea. Astea sunt culorile? Sau mi se pare mie? Parcă alea sunt, nu? Și ia să vedem. Cu asta trage asta oricând. Hai să le încercăm pe rând. Deci fiți atenți. Hai să vedem, ia. Cartoful gol. Să vedem ce deci gust cartoful are. Are deja. Mult mai puțin sărați ca la noi. Nu să mă supăr că nu sunt calzi pentru că unii dintre burgeri au durat mai mult. Însă dacă ai o comandă atât de mare, bărăsc că mai bine servești cartoful atunci când sunt și burgerii gata ca să fie cald. Dar nu sunt, bă, cartofia de la Mac. Adică oricât de cârcotaș am fi și oricât de mult am răutăci la adresa Mac-ului și a fast food-ului în general. Bă, fraților, cartofii de la Mac sunt cartofii de la Mac și nu se compară cu nimic. Nu știu, neserat. Bă, da, bă, dintre toate fast food-urile, da. Dintre toate fast food-urile, da. Fast food-urile astea, lanțuri internaționale. Ok, dintre toate, da. Dar nu-s, come on, come on. Nu-s cartofi acum, bă, om. Mai bine mănânci acasă, să faci ca lumea acasă, zi. Îi blanșezi prima dată în ulei și după aia mai prezești odată și sunt cei mai buni cartofi pe care ai mâncat în viața ta, gen la orice restaurant. Nu vrea nimeni să-ți facă asta la restaurant, decât poate la Five Guys, da, și acolo rar. Mie îmi plac mai mult aia de la KFC, bă, nu știu, nu-mi dau seama, nu mănânc așa de des la de-astea, ca să pot să vă zic. Da, gen, cei mai buni cartofi să ia de acasă, dar atât timp cât știi cât de cât să-i faci. Hot tip. Pentru voi cei de acasă, dacă vreți să faceți cartofi prăjiți, aveți nevoie de un coș de la de friteoză, foarte important, un coș de friteoză, o oală mare, puneți ulei mult, dar nu prea mult, ca să nu vă dea pe afară, da? Ulei de floarea soarelui, vegetal. Ai luat cartofii, îi cureți bine cu peria, cureți bine cu peria ca să rămână coaja, pentru că coaja la cartof este esența, e sufletul cartofului coaja. Îi speli bine cu o perie. Îți iei și tu o perie de-aia de... Știi, o perie de-aia de unghi? Îți iei una în plus doar pentru cartofi, ca să-i speli. Ai înțeles? I-ai tăiat, îi dai prin căcat de la, știi, ca să-i taie pai. Știi, să fie toți aceeași dimensiune. Foarte important. Foarte important. Ghilotină de-aia, știți ce zic. Ghilotină de-aia cu criss-cross. Așa, bam, 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 bam. Dai așa, dai peste cartofi și așa. Și apoi îi bagi în coșulețul de friteoză, îi pui odată în ulei, îi lași 3-4 minute, nu mai mult, 3-4 minute. Probabil depinde de cartof, dar în principiu o să se înmoaie după alea 3-4 minute, o să fie așa, din frâșcăiți. Îi scoți,
îi lași să se răcorească. Să se răcorească până la capăt. Da, deci îi lași ca lumea, vreo, nu știu, 15 minute, 20 de minute, îi lași ca lumea. Și după aia îi bași la loc. Ai înțeles? După aia îi bași la loc și îi faci până la capăt până se fac golden brown. I-ai scos, i-ai băgat într-un bol, ai dat cu sare pe ei. Dacă vrei, aici poți să-i mai, cum îi zice, poți să-i mai condimentezi cu una alta. Nu știu exact ce ar merge. Niște usturoi praf, poate niște boia, niște, nu știu. Aici you can be creative. Eu îi pun doar sare și piper și atâta. Și și învârți așa. Ah, sau altă șmecherie ar mai fi în etapa asta, să-i pui niște puțin parmezan, știi? Parmezan, bam, 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 pentru că l-ai mai prăfuleț așa, știi? Parmezan de la, îl faci la aia măruntă de la rozătoare. Niște parmezan. Bam, 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 și faci așa. Ia meseci așa. Și cei mai buni cartofi pe care am mâncat în viața ta. E, literalmente, deci se scoală sare pantaloni la acești cartofi prăjiți, vă zic eu. Și după cota ulei, mai prăjești în el. Ia că mai prăjești în el o vreme. Nu e așa de mult ulei. E gen, cred că folosești cam un litru. Cam, da, mă rog, puțin sub un litru. Depinde de oală. Mai prăjești în el și după aia ți-l bagi într-o... Eu așa fac. Ți-l bagi într-o canistră și te duci la uleiosul sau la, mă rog, alt serviciu de ăsta care reciclează ulei și vin și ți-au canistra. That's that. E mult. Așa se prăjește în ulei. Nu mă mai... cap. Știu, am înțeles, eu știu că e scump, că e alea, dar I mean, eu zic așa, dacă cei mai buni cartofi, dacă vrei să-i faci, dacă vrei să-i faci. Dacă nu, faci niște cartofi care sunt tot buni în mai puțin ulei. 12 lei uleiul cel mai ieftin, da. Da, da, dacă iei o butelcă de aia mai mare de 5 litri, nu mai e așa de scump. Adică per litru. Se fac la fel și în motorină? Nu e bad să refolosești uleiul? Bă, nu e așa de bad, depinde. Adică, da, dincolo de un anumit punct. Dar îl simți și tu când se negrește, știi? Adică îl folosești odată, de două ori. Eu îl folosesc cam la cartofi și chestii genul ăsta, să zic că pot să-l folosesc cam de vreo 3-4-5 ori, cam așa. Se simte când se rângezește, când se fă treaba în el. Sau când se arde, sau când se... simți și tu că ești tu om, dracu. Sau doar cumpărăm congelați? Poți să și cumperi congelați, Doamne ajută. Cumpără-i congelați, dar o să fie o janghină. Apoi la fast food se face în ulei de palmier, de aia diferă la gust. Nu știu ce să zic. Fierbeți cartofii în coajă spălată, smash them și după cu ulei și usturoi la cuptor. Tu zici de aia smashed. Aia smashed sunt foarte buni, dar arată ca... Mi se pare super bun pentru like steak sau chestii genul ăsta, că poți să faci un pat de cartofi smashed și să pui chestii pe el după aia. Dar gen, n-aș recomanda gen la alte chestii, știi... niște iaurt și mărar, păi aia nu mai e garnitură, e felul principal. Da, e destul de bun, într-adevăr. Dar e greu cu uleiul la cartofii aia smashed. Foarte important să îi dați cu mult ulei, mai mult decât ați pune în mod normal, pentru că uleiul ăla trebuie să intre în toate... Că tu când îl strivești, cartoful, practic se formează în striviturile alea tot felul de nișe așa în care poate intra uleiul, știi? Adică uleiul ăla trebuie să pătrundă prin toate crevasele, da, exact, știi? So it crisps up. Mă rog, asta nu înseamnă nici să exagerați, dar gen, you know, nu e suficient doar să dai așa, știi, să arunci niște ulei peste. Mai e și varianta să-i fier puțin înainte și apoi în baie de ulei. E prea complicat, e prea complicat. De-aia ziceam metoda asta cu blanșatul înainte, știi? Că gen, nu te mai complici să-i și fierbi înainte și obții un rezultat asemănător, dacă nu chiar mai bun. Aș face 100% untură, dar deocamdată nu am atât, trebuie să mai fac. Da, exact, da. Și asta e tare, da. Respect chestia asta. Mă știți, când am făcut cooking stream-ul ăla, ultima dată am păstrat untura de la rață, încă o mai am în frigider. Am păstrat grăsimea aia de la pieptul de rață. Vedem, mă mai gândesc ce mai fac cu ea, dar o să fac ceva cu ea. Scuze, stai mai Dorian un pic. Ai mers cooking stream? Mai facem. Cu siguranță o să mai facem. Au și sosul ăsta pus bonus pe ei, dar de ce nu înțeleg? Bun, deci am zis că începem așa. Hai cu McFist-ul ăsta, ca să vedem ce gustare, dar mi se pare că e sour, e sour-ul. Îmi pare să aibă niște crean, țelină, ceva. Bă, să știți că nu e rău. Dacă mă întrebați pe mine așa, eu zic că merită un 8.50, ceva interesant așa pe scara notelor. Ia să mergem mai departe. Stai așa, să stergem de sosurile alea, că nu înțeleg care e faza cu sosurile alea puse acolo. Ci că sunt Maco Fries, dragă, mi se suflă în cască că de-aia au sosuri pe ei, dar să mă înțelegeți pe mine că nu-mi place sosul ăla, nici să mă bați. Ăsta este usturoi. Eu zic 100% e usturoi. Mamă, dar de ce e așa jelly? Da, usturoiul este, dar în primul rând mi se pare ciudat că îl găsim aici. Și în al doilea rând nu are același gust ca la noi în țară, dar nu-mi dau seama de ce. Ceva e de la locul lui, iar ăsta trebuie să fie la piste de rezistență, fraților. Mamă, dacă ăsta nu e ăla, mă arunc de la balcon. Fiți atenți că t-am pus, da? Mam, Doamne Dumnezeule, wow, ce gustare, wow, mamă, cât de bun e ăsta, deci fraților, ăsta e 10 cu plus și cu felicitări. Dar de ce n-o fi, mă, sosul ăsta în toate mecurile din toată lumea, că e brânză topită, ești nebun, sos de brânză topită. Hai să luăm. Mare căcat, zici că ești prost, ce ador sosul de cheddar. I mean, really? Ah, ok, bine, na.
treaba voastră. Da, ok, bine. Cartofii ăștia și cu sosul ăsta lor, care mi-arată destul de cringe, așa, maco, maco, maco. Bă, că am fost răutăcios. Sosul roșu e mult mai bun decât cel alb. Mamă, la ce interesant, e un fel de salsa. Știi ce cred că e? Cred că e ceva cu chilica aici, pentru că simt același picant, destul de interesant. Deci avem așa, avem la ăsta notă mică, rău de tot, nu știu ce este. Hai să-i dăm un 6.50, așa de Doamne ajută. Ăsta este usturoiul, care nu e rău, dar nu e nici wow. Hai să-i dăm un 8.50, pentru că mie îmi place usturoiul. Iar ăsta e 10 plus, am spus. Cartofii, am fost mai sceptic la început, i-aș duce înspre 9. Dacă erau și calzi și un pic mai sărați, fraților, dar puteam să punem sare și piper, chiar puteau să fie mult mai interesanți. Revenim. Continuăm, fraților, cu Asian Crispy Chicken. Trebuie să scoatem bonul un pic, să ne mai împrospătăm memoria, că sunt niște nume noi pe care nu le cunoaștem. Eu de la asta am cele mai mari așteptări, deci dacă am dat 10... Cum a zis? Ancient Crispy, cum a zis? Dăm memoria că sunt în fraților cu Asian Crispy Chicken. Ah, Asian, ok. Ancient Crispy Chicken. Puiul prăjit al străbunilor. Trebuie să scoatem bonul un pic, să ne mai împrospătăm memoria, că sunt niște nume noi pe care nu le cunoaștem. Eu de la asta am cele mai mari așteptări, deci dacă am dat 10 sosului de cheddar, sincer, de la asta am aceleași așteptări. Dar spuneți voi acum, opriți vlogul și scrieți la comentarii și spuneți dacă nu seamănă cu KFC toată ziua, să înțeleg că Jackson a sosul arată bine, cu siguranță. Sau cu Popeyes ai putea spune, da. Da, interesant. Să vorbim de chiliul de care vorbeam mai devreme, pentru că l-am și găsit pe bonuleț. Ia să vedem. Bă, verde neverde, nu-mi displace, este foarte interesant la gust. Ce mi se pare ciudat în continuare este că zici că mănânci KFC. Adică dacă nu eram asta... N-am mâncat la Popeyes, n-am fost, nu știu, nu mă... Sunt ok, mulțumesc frumos că mă întreabă Rosie de părere Popeyes. I'm good, nu știu, am văzut niște review-uri de-astea de la niște vloggeri și v-am zis ok, you know what, I'm good. Chifluța, care întotdeauna va avea gust de mec, carnea are super gust de KFC. Vreau să vedem cum arată. Ciudat arată, bă, puiul ăsta de la fast food, are o culoare așa. Zici că e încă congelat, vedeți? Vezi că e rozaliu așa? Da, le bab fute rău la fried chicken, le bab fute. Hai de capul meu. Parcă nici nu-ți mai vine să mai ia a doua oară, dar hai să încercăm. Totuși că na, pentru țară și popor, eu mănânc și din popor. Bă, ăsta crovi. Am pățit asta și la KFC și la Mac și la mai mulți. Bă, câteodată puiul ăsta nu este făcut, mă. Îl simți așa mușii la mijloc, nu știu. Cred că nu se dezgheață sau se dezgheață prea repede, nu se dezgheață în timpul util. Nu e rău sandwich-ul. Dacă nu gustăm din pui separat și ignorăm faptul că are foarte mult gust de KFC, eu zic că ăsta era de un 9. Nu pot să-l duc în 10, pentru că ar fi însemnat să fie puiul făcut ca la carte, fraților. Ori nu e făcut ca la carte, iertați-mă pe mine. Iar ultimul... Ce ar fi însemnat să fie făcut ca la carte? What do you mean? Nu știu, stai așa. Băi, Doriane, dar nu ne explici ce înseamnă ca la carte? A zis ceva de genul ăsta și mi-a scăpat mie? Posibil. Mă rog, aia e. Adică gătit corect? Adică corect. Ce înseamnă corect? În ce sens corect? A zis că e crud? A zis că e crud? N-are mai cum să fie crud la McDonald's. Cum să fie mai nene puiul crud? Băi, n-are cum. Da, crud înseamnă nou. Dacă era gătit era 10. Măi nene, dacă îți dă pui crud la McDonald's, îi dai în judecată, îți dă, ești milionar. I se pare lui crud, n-are cum să fie crud, dă o dracu de treabă. Nefăcut, nu crud? Păi în sensul ăsta crud, da, bineînțeles, că doar nu e crud, crud. N-are cum să fie nefăcut puiul la McDonald's, este imposibil. Este literalmente imposibil. Eu am prins crud la Spartan, păi și n-ai zis nimic nimănui, du-te la NPC, what the fuck, mă rog, acum aproape e prea târziu. Măi, nu e de joacă cu puiul nefăcut. Nu e de joacă cu puiul nefăcut. În Danemarca se mănâncă și pui, stai dracu pe aia în Danemarca. Eu știu acum ce mănâncă aia. Nu e, adică mă știți că eu sunt cu astea, că nu spăl legumele, că nu știu, ok, bine, whatever. Nu spăl chestii pe care, așa, dar măcar copt să fie dracu, că puiul ăla dracu știe ce are în el. Puiul nefăcut, da, salmonella? Da, are salmonella. Mă rog, poate să aibă tot felul de demoni, puiul crud. Dai de o salmonella de vii party pooper. Party pooper sună ca o toaletă de petrecere pentru mai multe persoane. Ok. Asta e lumea în care trăim, ce putem să facem. Nu pot să cred că ne-ai amintit că nu speli legumele. Nu le spăl tot timpul. Legumele în salată le spăl. Chiar foarte temeinic. Legumele în ceva ce bag oricum în tigaie la 300 de grade Celsius, iaca poate nu spăl, pentru că dacă le pun ude în tigaie îmi fute tot setup-ul. Uite așa. Asta sunt ce pot să fac. Mă scuzați. Dar nu cel din urmă. Deci dacă am mai avut McFist Ruiz, ăsta este McFistul normal, fraților. Nu mă întrebați de ce se numesc așa sandvișurile astea și care e faza cu ele. Întrebarea e vegan? Și ăsta e vegan? Nu știu, vă spun imediat dacă e vegan. Cori a aplicat niște teste, vă, se joacă. Acum, având în vedere că sunt aceleași, dacă unul e Ruiz și unul nu e Ruiz, s-ar putea ca unul să fi fost vegan, ori ăla, ori ăsta. Ia să mai amintesc. Nu, ăsta a fost cu pâine neagră, de aia Ruiz. Ia, hai, gustăm imediat carnea asta, ne spune imediat dacă e carne sau nu. Ia, nene, ce zici? Cred că cel mai bun de pe acolo. Și e vegan?
vegan. Vorbești despre vegan? Stai un pic, stai că spune-mi dacă e vegan sau nu. Niciodată. Eu sunt picioarele goale în zăpadă dacă stai vegan. Nu e vegan. E vegan. Du-te, bă, de aici. Serios? E vegan. Deci ești picioarele goale în zăpadă? Du-te, bă, că nu e vegan, că nu scrie pe bun. Unde e vegan? McFish, tu. Dar ăștia scrie veggie. Lasă-mă vrăjea că niciun vegan are gust de carne toată ziua. Am crezut că mi-am luat țeapă, ești nebun, că eu ești seama, adică pariu, e pariu la mine. E bun la gust, sincer. Ce energie de tata are Dorian să mor. Am lucrat spartan în singurul loc unde nu o să mănânc niciodată. Understandable, da, chiar understandable. Am dat azi o comandă de bucket de la KFC și mi-au venit aripioare râncezi. E, bă, coaie, păstrează-le și sună la... Până la NPC, du-te cu ea, dă-le dovadă, what the fuck. Bă, coaie, nu poți, mă, nene, după ce că mâncarea costă cât costă în ziua de azi, mai iei și salmonela, dracu, te mai și îmbolnăvești, faci enterocolită. Nu se poate, dă-o, dracu, dă viață. Că nu e tot atât, vă căcați pe voi cu legumele alea de așa și, de fapt, știi, mâncați-mi de la... Dați-mi săriți mie în cap încet că, ăsta n-a spălat o roșie care oricum a prăjit-o, dar... Mi-a venit puiul crud la KFC și l-am mâncat așa, de-al drag. Fantastic. Colegii mele i-a venit un spate întreg de pui. Și ce, asta e așa rău. S-au scumpit mâncărurile astea fast food care erau affordable înainte de nu-mi permit să mănânc o shawarma, dar s-a scumpit tot, na, ce vrei să faci. Dar acum înțeleg, înțeleg că majoritatea producătorilor nu prea își mai pot acoperi cheltuielile, adică nu e așa de tare, nu e așa de țeapă pe cum am crede. Mă rog, mă refer acum la producători locali, știi. Te pare mie sau Dorian e cumva low-key nervos, nu-mi convine ceva? Nu știu, e, are draci în ultima vreme, are draci în ultima vreme de Dorian, nu știu ce are. Asta este cel mai McDonald's și sandwich pe care l-am mâncat până acum. Nu sunt eu mare fan al piflei cu susanii ăsta, nu? Dar foarte bun. Deci avem așa, 9.50 în sfârșit am primit ceva care să placă și papilelor mele gustative, Jonuțule. Am dat note la toate. Cartofiorii buni și ei, însă, winners. În această zi, la McDonald's, la cel mai nordic McDonald's din lume, fraților, în La Ponica, mai precis Rovaniemi, sunt așa, sosul de cheddar și McFist-ul normal, nu cu pâine neagră, Jonuțule. Avem aici... McFist... De ce așa de funny McFist? Aici o show rămășiță de deluxe banana split, fraților, care ar trebui să închidă la fix masa. Cu ce seamănă, frate? Wow, cu ce seamănă? Mamă, cât de bun e! Am avut o discuție cu Cori înainte de acest vlog. Mamă, m-a trezit. Bă, ce seamănă ceva să-ți placă? Și eu am spus în felul următor, dar ce mă, că am avut și noi shake de banane? Și a spunea că nu-și amintește. Scrieți-ne și nouă la comentarii, că sincer vă spun, nu știu dacă nu cumva a dat un pic de fail de la oboseală creierul meu. Eu parcă știu. Am avut și noi shake de banane. Bă, dar ce bun e, ce gustare, mă. A, gata, mă, știu. Ciocolățelele alea mici din tinerețea dinozaurilor ca mine, care aveau banană la mijloc. Cum se numeau? Scrieți la comentarii. Ce îi plac și lui, dar nu știu cu asta cu dinozauri, dar da, ciocolățelele cu banane, cel mai bun căcat. Nu știu ce zici cu dinozaurii, dar da, ciocolățelele cu banane sunt cel mai bun căcat din lumea asta. Respect. Respect, Dorian. Adevărat. Șoc o banană în dalea, da. Șoc o banană în sele. Bai, băgăm și. Ua, ba, 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 ba. Erau niște pungi galbene, știi? Africana cu banane. Aia, aia ce aia, nu aia nu-i cu ciocolată? Africana cu banane și erau alea în formă de banană. Exact, ciocolățelele alea în formă de banană, doamne, cât bune. Și ăla ce e, caramel? Ciocolată. Mamă, cât de bun e, nu mă aștept să-mi placă mie ceva atât de mult cu ciocolată. Gata, să rămână pentru masă, hai afară să închidem. Bă, fraților, acum nu suntem noi genul care să dea cu hate, dar până la urmă sinceritatea e mai presus de orice. Am zis că îl închidem de afară, dacă n-am venit să aruncăm gunoiul și am văzut, uitați-vă în ce hal de pline sunt coșurile astea. Și ce mizerie pe jos și ce mizerie. Și cât de slippery și alunecos și uleios este pe jos, fraților. Am zis că n-avem cum să nu vă arătăm și asta. Repet, nu e nimic cu hate, nu e cu chestii de genul, dar poate îi trezim pe cei din Laponia. Dacă o fără hate, da, așa, ca idee. Des, da, astea, bă, că mi-aș... Le fac și reclamă, atât de mult îmi plac. Le fac și reclamă moca. Să le dea Dumnezeu sănătate la bananele astea, la ciocolățelele astea. Doamne, pupați-aia și pula. Doamne, pupați-aia și pula. Doamne, superb, superb. Ajunge vlogul ăsta și la ei, să pună un băiat să dea un mop aici, că era să-mi rup dinții cu cârjele în ulei de hamburger, ești nebun la cap, cam atât. În rest, mâncărica a fost exact așa cum ne așteptam, și cu surprize plăcute, și cu surprize neplăcute. Pentru că despre asta este vorba și de aceea mergem să vedem cam ce gust are fiecare. Dar ce face Dorian în Laponia? Asta e întrebarea. Ce face acolo, nene? Te duci să testezi Lamborghini-ul? Ce faci? Să vezi dacă pornește de la prima cheie. Da, mă, uite că a mai fost. Uitați-vă cât... Gen, cred că și-a făcut o vacanță, nu? Și-a filmat în vacanță sau ceva gen. Deși nu, e cu cârjele, e recent. Măi, ce face, mă, nene, omul ăsta acolo? E cu balaban. S-au gândit ei cum să facem un fruct să fie cât mai nesănătos. Du-te, mai nene, de aici. Lasă-mă să am și eu o plăcere cu
căcaturile alea de ciocolețele cu banane. Nu m-aș fi așteptat să fie așa simplu pentru ciocobanane. Nu știu, atâta boală am și eu. Am boală la dulciuri, am ciocolețelele cu banane și mai am o boală. Da, nimic nu e sănătos, literalmente. Dar unele chestii sunt mai sănătoase ca altele. Ok, sure. Mai am o boală la dulciuri. Dar nu știu cum dracu... trebuie să mai caut să văd cum găsesc. Sunt... și Snickers-ul prăjit. Corect, da. Și Snickers-ul prăjit. Dar am cea mai veche boală mea la dulciuri. Cea mai veche boală de dulciuri pe care o am sunt napolitanele cu ciocolată de casă, coaie. Coaie, napolitanele cu ciocolată de casă. Măi, dar nu știu cum să zic că e like, e un le găsești doar la vrac, în magazine de la Colt, în Piatra Neamț, gen. Sau sunt la Lidl, nu știu. Sunt la Mega. Nu, stai așa. Stai. Napolitane cu ciocolată de casă vrac. Stai să văd eu dacă găsesc ceva. Ah, nu. Astea! Uite astea! Ar trebui să mai caut să mai iau cumva. Astea, băgă-mi-aș. Astea așa. Da, bușu, astea, da. Da, astea. Măi, sunt atât de bune, băgă-mi-aș. Cum poate să fie ceva dulce? Știi când ceva dulce e bun? Că are gen umami-ul ăla, nu știu cum să-i zic. E un umami de dulce, nu știu cum să-i zic. Îl simți așa în creier, cum... It's just... Oh, it hits. It just hits right. Doamne, absolut superbe. Când eram mic, gen... îmi plăceau foarte mult astea când eram în liceu și de asemenea îmi plăcea și să mănânc dulce în somn. Nu știu ce, like, în somn, cumva dulcele parcă intră perfect. Și gen... Ce? Da, știu. Și gen... Mă duceam la magazin și îmi luam gen jumătate kill de napolitan de astea și mi le puneam... pe noptieră, strategic. Și gen cum dormeam așa, mă mai trezeam că mi se făcea poftă și mă băgam două din alea și era so good. Nu vă recomand să faceți asta, două, dragi prieteni. Nu vă recomand să faceți asta. Da, e boală. E literalmente boală. Dar nu vă recomand. Nu te freca la stomac? Băi, nu știu, eu am stomacul puternic, n-am de-astea, n-am niciodată probleme de-astea.